pentru că mai sunt doar câteva zile până la sărbătoarea Paștilor și pentru ca bătrânii să-și poată cumpăra cele necesare, s-a decis ca plata pensiilor să aibă loc mai devreme cu două zile. Datorită sărbătorilor pascale, Casa Națională de Pensii a hotărât să plătească pensiile prin poștă cu două zile mai devreme. Excepții fac cei 25.000 aproximativ de pensionari care au prin conturi bancare care primesc în jur de data de, adică pe data de 12. Vârstnicii botoșeneni nu sunt însă foarte încântați de această veste. Unii nu cred că acest lucru se va întâmpla, în timp ce alții consideră că plata pensiei în avans cu câteva zile nu îi ajută prea mult. Sunt nevoiți să-și drămăluiască banii pentru a le ajunge întreaga lună. Eu cred că se dau pe data de care s-o dat, să se dea în continuare. Totuși se apropie Paștele. Da, dar pe 16 nu se dau pensiile toate. Ori mai devreme, ori mai târziu, cheltuielile sunt aceleași. Paștele vine și trăiește, dar banii trebuie la o pensie la alta să-i trețuiești. Așa că nu ne văd așa, tot același lucru este. Noi trebuie să ne programăm în așa fel că alt venit nu avem. Și noi trebuie să luăm pensia. Dacă o luăm acum, trebuie să o lungim până la ceilaltă, că vreo 300 și ceva, poate costă numai mie medicamentele, mă refer la mine, și rămân cu și rămân. Și nu convins să mă desfăt la Paști și pe urmă să îmblă cu mâna. Trebuie să fie date pensiile până la ora asta, ca să poată omul să-și cumpere ce are nevoie. Nu că le dă pe 12, pe 13, pe 14, cu o zi, două, înainte de Paști. Totuși nu e un ajutor pentru bătoșe? Nu, că eu de obicei eu pensia, pe 12, pe 13, o eu. Am cart și eu din cart. Atât am luat. Eu de atât am trebuie. Că mai mult nu am de unde mă întinde. Plata pensiilor se va face începând de mâine.